Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Amin. Doar câteva lucruri pe care le consider importante să le înțelegem, să le înțeleagă tinerii, dar le putem înțelege și noi, fiecare. Câteva lucruri legate de tinerețe și de perioada aceasta a tinereții. Tinerețea este, în primul rând, o perioadă a bucuriei, a veseliei. Dumnezeu așa ne-a programat pe noi, așa a vrut El ca momentele acestea ale tinereții, perioada aceasta să fie o perioadă în care bucuria, veselia să fie în apogeul ei. Aceasta își dorește Dumnezeu. Doar că Dumnezeu nu doar la bucurie sau veselie s-a gândit, dar s-a gândit și la ceea ce este bine și la planul Lui. Pentru că cineva concurează cu El în a oferi bucurie. Cineva concurează, cineva îl imită pe Dumnezeu și bine spunea cineva că diavolul nu face altceva decât să îl imite pe Dumnezeu. Ca să creeze o falsă impresie că omul îl slujește pe Dumnezeu, că omul se închină lui Dumnezeu, că omul caută pe Dumnezeu și diavolul folosește strategia aceasta a imitării. De aceea Eclesiastul pune accentul pe lucrul acesta, ai grijă, da, Dumnezeu vrea să te bucuri, Dumnezeu nu are nimic cu bucuria ta să nu te bucuri, nu ți interzice să te bucuri, dar să fii foarte atent, pentru că perioada aceasta a tinereții este în al doilea rând o perioadă a deciziilor. Tu alegi. Dumnezeu nu ți impune nimic cu forța. Dumnezeu vrea ca tu să te sfințești, să-L cauți pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca tu să nu păcătuiești, să nu alegi răul, dar e întotdeauna decizia ta. Tu îți alegi și tinerețea este o perioadă a multor decizii. Cele mai multe decizii din viața omului, cele mai importante decizii din viața omului se iau acum în perioada tinereții. Cu privire la viitorul tău, cu privire la familia ta, cu privire la profesie, cu privire la multe aspecte și mai ales dacă îl vei sluji pe Dumnezeu sau nu. Tinerețea este o perioadă importantă din viața omului pentru că este perioada deciziilor. Tinerețea este o perioadă a libertății. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Ești liber. Ești liber să-ți alegi. Ești liber să decizi. Ești liber să faci ceea ce vrei cu viața ta. Dar Dumnezeu mai spune apoi, să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Tinerețea este și o perioadă a responsabilității. Faptul că nu știm sau faptul că nu vrem să nu știm nu ne absolvă de vină, de responsabilitate. Știți că oamenii în general, cam cea mai mare scuză pe care o folosesc atunci când o greșesc este n-am știut. E bine, altă dată voi vorbi despre asta și vreau să vorbesc despre asta, neștiința nu este o scuză, ci este încă o vină în plus, faptul că nu știi, ești vinovat și pentru asta. Adică tu nu poți să treci la semafor pe roșu și să spui simplu, nu știu, asta este o vină în plus, cu atât mai mult se va lua permisul, pentru că nici atâta lucru nu știi. Înțelegeți? Neștiința nu e o scuză, ci este o vină în plus. Că nu vrei să nu știi, că nu-ți pasă că nu știi. Și e tinerețea o perioadă a responsabilității, te va chema Dumnezeu la judecată. Iubiți tineri, ce vreau să știți astăzi, să înțelegeți, nu un comitet vă va chema la judecată, nu părinții vă vor chema la judecată, nu în fața oamenilor veți da socoteală de viața voastră. Către ei vă puteți ascunde, vă puteți eschiva de la multe responsabilități pe care le aveți, de la multe atitudini pe care le aveți,
Dar veți da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea lui Dumnezeu nu poate fi nimic ascuns. Înaintea lui Dumnezeu nu putem spune n-am știut, n-am vrut, nu mă gândeam, nu mă așteptam. Înaintea lui nu poți să spui, dar de unde știi, nu poți să le iei la întrebări. Și înaintea lui Dumnezeu va fi o judecată dreaptă, te va chema Dumnezeu la judecată. Pentru că ultimul lucru pe care acest om al lui Dumnezeu îl spune despre tinerețe este că tinerețea este o perioadă care trece. Chiar dacă ni se pare, chiar dacă noi gândim că timpul trece greu, este perioada asta când ți se pare că timpul stă în loc, când viața e lungă, anii stau înainte, viitorul e departe, bătrânețea e departe, moartea e undeva departe, însă omul lui Dumnezeu spunea tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Chiar dacă nu te gândești la asta, chiar dacă nu e în calcul, oricum viața trece și tinerețea, oricât de frumoasă este ea, oricât de sănătos ai fi, oricât de atent ai fi cu trupul tău, cu viața ta, tinerețea trece oricum. Viața trece oricum. Tinerețea nu e altceva decât un timp pe care ți-l dă Dumnezeu, dar trece. Și peste câțiva ani nu vei mai fi un tânăr, vei fi poate un soț, vei fi un părinte, vei deveni un bunic. Și tinerețea aceasta pe care noi o vedem ca o perioadă, ca pe imaginea veșniciei, va fi trecătoare. Trecătoare. Totul trece, viața trece. Nu uitați că tinerețea este o perioadă a bucuriei. Da, Dumnezeu vrea să vă bucurați. Tinerețea este o perioadă a deciziilor. Cele mai multe decizii, cele mai multe căi. Tinerețea este intersecția cu cele mai multe drumuri în viață. Aici se iau cele mai multe decizii. Este perioada libertății. Nimeni nu vă poate obliga și tot ceea ce faceți în perioada aceasta pornește din propria inițiativă. Voi veți decide singuri. Este o perioadă a responsabilității. Oricum de deciziile voastre într-o zi veți da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Oricum într-o zi veți sta înaintea lui Dumnezeu care va dărui totul și veți decide pentru toate deciziile luate. Veți da socoteală. Nu uitați apoi că tinerețea este o perioadă care trece. Trece repede. Zorile vieții, tinerețea, sunt trecătoare. Sunt trecătoare și viața noastră este trecătoare. Și bine ar fi ca în timpul acestei vieți noi să-L putem sluji pe Dumnezeu, să-L putem binecuvânta pe Dumnezeu și să ne putem încrede în Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze.